Ei, salut! Am vorbit într-un alt clip video despre când se termină criza, dar astăzi vreau să vorbim despre când începe criza. Știu că poate te gândești că deja suntem în criză din anul 2007-2008, mai exact, la noi în România am intrat în criză, ei, însă, din păcate, am o veste proastă că noi n-am intrat încă în criza adevărată. Și criza adevărată va începe atunci când dolarul se va prăbuși, da? Atât președintele actual Obama, cât și celălalt dinainte, și Congresul, și ăsta, și cel dinainte, deși cam tot pe acolo era componența ambelor congrese, au făcut o grămadă de mari, groaznice greșeli când au pompat trilioane de dolari într-o economie și în ceea ce spuneau ei salvarea economiei. De fapt, nu au băgat bani în salvarea economiei, au băgat bani în distrugerea economiei. Economia Americii e ca un balon de săpun care e tot mai mare și va exploda. E, când va exploda, odată cu datoria lor, atunci dolarul se va prăbuși și iar cauza prăbușirii dolarului va fi hiperinflația, da? Cu toți banii care au băgat în dolar, banii împrumutați de la chinezi și din alte părți, au făcut așa o mare grămadă de ceva urât mirositor care în cele din urmă va exploda și va împroșca pe toți, inclusiv pe noi aici în România. E, și atunci când se va prăbuși dolarul, nu știu când va fi chestia asta, dar știu că va veni. Va veni și atunci când va veni va fi puternică. Și atunci va începe criza, așa că până atunci fii băiat isteț, documentează-te despre bani, învață despre bani, citește despre crize dacă vrei să nu te ia valul. Dacă vrei să fii pe val, știi cum era melodia aia, dacă ești și iarna pe val, fii băiat deștept, atunci vor fi toate, când va începe criza, vei putea să-ți cumperi orice la preț redus. Ideea e să-ți faci bani acum, să-i pui bine și când începe criza și dolarul a explodat și piața imobiliară se va prăbuși complet, atunci vei putea să-ți cumperi tot ce vrei tu la un preț foarte, foarte bun. Cam atât pentru azi, ne vedem data viitoare, nu uita să te abonezi, fii băiat deștept, dezvoltă-ți inteligența financiară și nu o să ai nicio problemă în viitoarea criză în care vom intra. Cam atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare. Până atunci, am mai spus deja asta, te abonezi, dai un like, ne vedem și pe Facebook și pe blog și în continuare aici pe YouTube. Salut!